Podcastul de astăzi este unul foarte diferit. Invitat este Sorin Deac, pastor al Bisericii Misio Dei. Felul în care el a luat deciziile financiare și mai apoi ei ca familie, este unul atipic pentru cultura noastră. Dacă vreți să descoperim un alt mod de a gestiona finanțele și ați ți lua deciziile, te invit să asculti podcastul ăsta. Sorin, mă bucur tare mult să fim astăzi împreună. Mă să bucur să aici. Facem episodul ăsta. aș vrea să Pornim conversația noastră din perioada liceului mm -hmm. și legat de ce aspirații aveai, încotro, încotro îți vedeai uh, viața uh, în perioada liceului, încotro mm -hmm. ai fi vrut să mergi și ce s-a mm -hmm. întâmplat de atunci. Mi-aduc aminte ca la nivel de aspirație, așa că fiind mai extrovertit și fiind uh, mai glumeț, la un moment dat aveam așa în minte, fie... Uh, avocat, că vorbea mult, fie DJ la radio, asta nu se califică, fie, fie actor, uh, da, și după aia, pe, pe simțul justiției, uh, dreptății, pe care l-am așa uh, de când eram mic, uh, destul de pregnant, uh, aveam în minte posibil și judecător sau o chestie de asta. A, în Doamna Laura, a și bine ați venit. Dar <laughs> <laughs> nu, procurorile. Da. No, okay. so, astea au fost uh, unele, așa, gânduri în perioada aia de, de adolescență, de final de, de liceu, când zici, bă, și acum încotro. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce, ce s-a întâmplat când, când a trebuit să-ți iei ceva decizii? S-a întâmplat că la 18 ani, Um, am, am înțeles Evanghelia uh, citind Biblia în, uh, într-o cameră singur și plângând înainte lui Dumnezeu. Uh, Idei că am înțeles Evanghelia. Uh, Ce înseamnă Evanghelia? Evanghelia e că um, înseamnă că ăla a fost momentul în care am înțeles că Isus n-a murit pe cruce ca să avem o cruciuliță undeva pe, pe stradă sau într-o biserică, ci Isus a murit pe cruce într-un mod foarte direct conectat cu neascultarea mea de Dumnezeu. Mm. Uh, păcatul meu uh, e ceea ce l-a ținut pe cruce. So, am auzit multe predici până atunci, dar atunci realitatea uh, relației astea directe între neascultarea mea între păcatul meu și moartea lui Iisus pe cruce m-a izbit uh, și mi-am dat seama că sunt vinovat de moartea lui pe cruce uh, mi-am dat seama că sunt vinovat și aș merita moartea. Dar că el a murit pe cruce în locul meu mm -hmm. și asta, asta mi-a transformat viața. Și nu m-am mai văzut după episodul ăla, după momentul ăla uh, al convertirii la creștinism. Mm -hmm. uh, nu m-am mai văzut nici actor, nici DJ, nici uh, altceva, pentru că la puțin timp după asta am avut uh, un alt sau alte momente definitorii pentru, uh, pentru viața mea interioară. Și pentru relația mea cu, cu Dumnezeu și cu realitatea, în care am devenit foarte conștient că n-aș fi satisfăcut făcând nimic altceva decât spunând Evanghelia și altora. Și asta era la. Ca job. Ca, da, ca, ca existență. Deci nu știam de job. Nu conta de unde veneau banii, dar eu trebuia să spun Evanghelia. Și apoi s-a cristalizat tot mai mult în timp că direcția era una mai, mai pastorală, misionară etică. Aha. Ce s-a întâmplat cum, adică după terminarea liceului, ce a urmat? A, a, e interesant că am avut o conversație cu pastorul meu la la vremea respectivă, care mi-a ajuns socru Bună conversație! Bă, nu știam noi atunci, nici el, nici eu Dar am avut o conversație în care i-am zis, uite, vreau să merg la un institut teologic Vreau să învăț mai multă teologie când am terminat liceul uh -huh. Și în înțelepciunea lui de viață și experiența de viață a zis, băi, urmărește-o a doua pasiune Dacă chemarea asta chiar e de la Dumnezeu, va fi acolo și peste ani Uh, așa că urmărești o a doua pasiune Care să-ți permită să pui uh, mâncare pe masă familiei tale Și dacă Dumnezeu într-adevăr Ți-a vorbit în, în sfera asta și te, te vrea Te vrea implicat în felul ăsta În lucrarea creștină mai, mai full time uh, Pasiunea, încântarea, chemarea va fi acolo peste ani Dacă nu, mai bine că nu te-ai dus în direcția asta Că după patru ani să zici bă, și acum ce fac cu asta? Mm. Și atunci am, am, studiat română engleză. Cum a picat pentru tine a, nu ideea atunci? Că aveam, nevo aveam nevoie de recomandarea lui pentru orice institut. Adică a, și el, de -a de... el cumva m-am simțit dat la o parte. A, nu mi-a picat bine deloc. Mm. La momentul ăla, la mintea și inima mea de 18 ani. Nu, mm. că eu vreau teologie. Mm -hmm. So, am L-am ascultat în cele din urmă. Bine, așa pare că, că nici tu prea vezi ce faci altceva. Ca, nu știu, ca animalul ăla pe care îl tragi, ca măgarul îndrădnic, îl tragi de, le, de laț, bă, bine. Um, și am, am intrat la facultatea din Alba Iulia, română-engleză. Uh -huh. Când plăcea engleza, o știam bine. Um, și am vrut să fac în liceu română-engleză, dar am picat la chimie-biologie. Uh, și am făcut chimie-biologie... Patru ah, okay. ani. Da, foarte aproape. Și cum, exact. <laughs> și, uh, în, la facultate mi-am uh, mi urmat pasiunea asta. Uh, foarte interesant, așa. Uh, la începutul fiecărui an de studii, ziceam, Doamne, dacă anul ăsta îmi zis să mă las de română engleză și să mă duc la institut să studiez teologie, nici nu clipesc. <laughs> și Dumnezeu n-a zis să niciun an. Uh... Și m-am trezit că am terminat patru ani de română engleză. Uh, timp în care am citit Biblia de vreo trei ori din scoarță în scoarță uh, sau cumva am făcut teologia acasă uh -huh. la, la fără frecvență am făcut uh, uh, și facultatea la fără frecvență deși era în oraș, ca să-mi dea mai mult timp să investesc în alți tineri, să uh, să merg în călătorii misionare în Ucraina în Moldova. Cum te descurcai din perspectivă financiară? Erai uh, în continuare rupei <laughs> <laughs> Legate Erai pe cărca părinților da, Reușai tu da. să muncești sau cum A fost, a fost o um, Da Tatăl meu era Ca a multor uh, Tineri din perioada aia Și din zona noastră Era plecat în, în afara țării mm. Și uh, La un moment dat Susținea familia în felul ăsta Și el a vrut uh, Ambiția lui a fost să ne vadă pe toți uh, copiii făcând uh, o facultate. facultate. Mm -hmm. Și, și ne-a ne acoperit costurile uh, de, de trai și de facultate ce tare. la toți trei. Uh, eu mi-aș fi dorit în anii facultății, făcând la fără frecvență, să-mi iau un job. Uh, însă mi-am dat seama că n-aș fi, fi putut să mai fac uh, ce făceam pe partea de lucrare creștină. Implicare... Mm -hmm. uh, cu tinerii din, din oraș, din biserică, implicare mai ales peste vară în tabere, organizat de tabere și o grămadă mm -hmm. de alte chestii. Cum a arătat în perioada asta relația ta cu banii? Adică, ok, îți venea un venit prin, de la părinții tăi, mm -hmm. uh, nu știu, aveai, se pare că ți ajungeau, simțeai nevoia de mai mult, aveai nemulțumire legat de asta, erai încântat și ți pare că n-ai nevoie de mai mult sau cum, mm. cum te raportai? Dacă mă gândesc așa la bani, nu nu aș putea să mi-aduc aminte un moment de... Bă, dar eu de ce nu-mi permit aia? Mm. Sau... Uh, da, din, din zona asta de, de lipsă sau... Uh, și din potrivă, pentru că că mi era plecat în afara țării, unii din, uh, dintre prieteni ar fi zis, bă, merge chiar bine. Și probabil, adică sigur, ne, ne, mergea, ne mergea peste medie. Oh. Ca... Adolescent, adolescenți cu, cu frații mei și așa. Um, un moment definitor, o conversație definitorie a fost uh, tot pe la 18 ani, când într-o sală cu mai mulți studenți, um, elevi studenți, nu știu dacă, nici nu știu dacă avea cineva job, la un dat, uh, același pastor al meu a, a, a pus pe masă subiectul dărniciei și zeciuielii. De fapt, cred că era într-un studiu pe care îl făceam atunci, și ne-a întrebat direct, sau cum stați cu 10 la Și eram, ce zice eu, că eu n-am banii mei. Și n-am fost singurul? Și la un moment dat zis, ok, dar dacă te gândești așa, cam câți bani îți intră de la părinți, din alocații, de unde o fi, câți bani îți intră pe lună? N-a fost cu subsemnatul, era așa un exercițiu mental, m-am gândit la ce intră și după aia a zis, ok. Și cine e sursa? Care e sursa ultima a banilor? Wow. Și cât de responsabil ești dacă nu, uh, din ceea ce ai, nu îi dai înapoi lui Dumnezeu sau mm -hmm. unei, unei cauze, gen bisericii locale, în primul rând, sau unei cauze. Și eram, oh, mă, ce ciudat, nu m-am gândit niciodată la asta. Mm -hmm. Dar ăla a fost momentul. Cam ce vârstă aveai? 18 ani. 18, ok. Deci, deci uh, banii mei pe bune erau alocația. Și am început să ce mă 40 gândesc... 40 de lei, sau nu știu... Pat 40 era atunci. Ah, îmi a, înțeleg că s-a menționat și la mine. <laughs> era, da, era o sumă, adică îți <laughs> ajungea <laughs> câteva zile, nu era... Dar, da, ideea ideea de a fi responsabil <laughs> cu ceea ce ai, oricât de puțin e, și de a-L onora pe Dumnezeu, oricât de puțin e. Vezi văduva care a dat doi bănuți. Da, mm -hmm. Nu suma a contat, cât inima și Dumnezeu a bine contat. Și a, mm -hmm. a, a văzut asta ca o, o mare mare sacrificiu. Mm -hmm. Întorcându-mă puțin la povestea ta, uh, ce s-a întâmplat? Ai terminat cei patru ani? Uh, ce s-a întâmplat? Urma uh, teoretic să-ți un job, nu? Sau Ce, ce, da, ce urma terminat, din perspectiva ta? Da, am terminat uh, Română engleză, uh -huh. uh, facultatea. Ce poți să te faci când termini Română engleză? Profesor? Profesor. Uh -huh, uh -huh. Mai urma, urma să mă angajez pe undeva, să dau un definitivat, o titularizare, cam asta ar fi fost traiectoria. Uh -huh. Dar la mine <gângh> România engleză, facultatea aia a fost o, au fost niște ani de așteptare, din punctul meu de vedere. N a fost, uh, gata mă, asta o să fac cu viața mea. Pentru că ziceam, în, uh -huh. în toți anii de facultate, făcând la fără frecvență, eu mergeam la un curs pe lună și la sesiuni și în rest, uh, tot timpul meu mergea în uh, lucrări conexe cu viața bisericii, mm. cu tineri, cu mm -hmm. călătorii misionare. Între 2002 și 2004 am mers în foarte multe călătorii misionare în uh, Ucraina, în mm. nord, la, în zona Cernoți. Deci, războiul de acolo pe tine pică altfel? M-a afectat în, mm. într-un fel aparte. Mm -hmm. uh, pentru că am și călătorit și la Kiev și în Odessa, adică n-am stat la Cernoți și da. So, două-trei călătorii în fiecare an în Cernouți și în Ucraina și câteva veri cu tabere în Republica Moldova. So, timpul meu uh -huh. uh, l-am investit foarte mult în, în contexte de voluntariat. Uh -huh, uh -huh. Uh, da, era investit țintit, era erau niște chestii intenționale pe care le făceam. Uh, cumva așteptând momentul ăla când, ok, acum o să pot să fac asta full-time și eventual să fiu și plătit pentru uh, uh -huh. lucrarea asta. Uh, so, am terminat facultatea și când am terminat facultatea uh, am aplicat la o școală din state, o școală teologică. Uh, nu nu ne-am sincronizat cu niște chestii, am depășit niște termeni limită și ei sunt. Uh, destul de meticulos și termenul limită e termen limită, nu mai... Da, da știți, dar nu se poate, că știu eu pe cine... Nu, a trecut termenul limită, a trecut termenul limită <laughs> și mi-au zis băi, putem să ținem aplicația pe anul viitor dacă vrei, dar anul ăsta nu mai pot să vii. Moment în care uh, conversând cu prietenii din Ucraina uh -huh. au zis băi, la școala noastră biblică din Cernouți uh, pleacă profesorul de română și profesorul de engleză. N-ai vrea, exact. uh -huh. vrea tu să vii să umpli ambii păpuci, saboți, ce-o fi. Uh -huh. um, și așa în octombrie 2004 am mers în Cernăuți și în următorul an școlar, universitar, am predat română, engleză, română și engleză într-o școală biblică mică, post-liceală. Um, și am ucenicizat uh, băieții care erau în școala biblică. Locuiam în dorm, în uh, clădirea cu dormitoare, Aha. împreună cu studenții. So, eram 24 din 24 cu ei, wow. mă punea la cu care. Eu aveam ei, camera de bucată. Uh, da, da, pentru că uh, eu mi-am văzut rolul acolo nu doar de profesor, uh, ci și de ucenicizator, de mentor. Mm. So, pe, am petrecut ore fără număr. Până seara târziu, mesele erau din nou împreună cu, cu toți studenții. Deci a fost, a fost un an în care mi-am vărsat viața în, în tineri ăștia. Hmm. Deci pasiunea pentru tine, pasiunea pentru oameni, pasiunea de a duce Evanghelia și vestea asta bună hmm. care ți-a viața, yeah. a fost lucru după care ți-ai orientat toată perioada aia de adolescență- tinerețe, să zic Da, Da. Și Lăsând și... cumva în plan secund, partea financiară? Uh, da. Sau da, secund da, rău. Nu, în Ucraina <laughs> nu, nu, nu a fost neapărat o preocupare. În Ucraina am um, mai mulți oameni din biserica din care făceam parte atunci, vreo um, 20, 24, că încă am avut lista în Biblia, într-o Biblie o am pe acolo, um, s-au angajat să dea lunar. O câte o sumă uh -huh. ca eu să pot să lucrez în, în Ucraina și să nu fiu o povară pentru cei de acolo. Școala biblică probabil că își permitea să, uh -huh. să probabil să mă plătească. Dar dormind acolo și mâncând acolo, costurile erau extrem de mici uh -huh. pentru, pentru uh, prezența mea acolo. Uh -huh. uh, și alte costuri nu aveam, că eram burlac, eram tânăr. Da, da, da. Uh, probabil undeva la 100 de dolari pe lună era costul prezenței mele în, în Ucraina. Ok. Ce s-a întâmplat apoi? s ai aplicația aia a uh, m-am întors, da, m-am întors <laughs> în state în, 2005, în, în România în 2005. Um, cei de la de la școala din state m-au uh, acceptat. M-am întors în țară în iunie și în august deja plecam în state. Um, și plecam din România cu o sumă de bani care mi ajungea pentru un semestru și poate jumătate din al doilea semestru, ca și costuri de școlarizare acolo. Asta la institut. Aha. Pentru că ajungând acolo, ei mi-au văzut licența din România, mi-au mai cerut acte și au zis, a, păi tu ai deja facultate. Ori mergi la master, ori mergi acasă. Și am bă, stai, dar masterul e mai scump, dar cum să... O, ce mă fac? Mă uitam la punguța mea, mă uitam la ce era... Ok, deci tu ai avut o surpriză când ai ajuns în state și costurile tale, de fapt, ar fi trebuit să fie mai mari decât cele a, prognozate. A, costurile urmau să fie mai mari decât cele prognozate, pentru că institutul e sponsorizat. A, deci dacă vrei a, să faci facultatea la școala asta specific, uh -huh. a, mult din tuiție și cost, costurile de tuiție sunt... A, Acoperite din donații. Mm -hmm. so, banii cu care eu am ajuns, mi ajungeau pentru cam un an de uh, facultate. Uh, Când la master? La master nu mai ajungeau pentru un an. mi ajungeau pentru un semestru și un pic. N-am avut job primele două luni uh, la școală și a fost greu că mă tot uitam la punguliță. Um, a, ok, deci presiunea financiară a început cumva să apară. Da, pentru că era într-un sistem în care trebuia să livrezi. Da, <laughs> trebuia da, să da. plătești ca să fii acolo. Um, banii pentru primul semestru au fost tot de la, tot de la părinți. Uh -huh. uh, taică meu. Și după vreo două luni mi-am luat un job la uh, food service, uh -huh. la cantina școlii. Uh, și... Uh, am început să-mi fac calculele pentru semestrul următor, și dădea cu virgulă. Uh -huh. Și am ce se întâmplă. Nu știu exact cum o scot la capăt. Și la un moment dat, undeva pe finalul primului semestru, probabil mai era vreo lună, uh, știam că știam ce urmează și mi-au venit și facturile uh, uh. negru pe alb. băi, atâta datorez pentru. Cazare, atâta pentru mâncare, atâta pentru cursuri, și am zis: aoleo. Și ăla a fost un moment când am, am stat înaintea lui Dumnezeu, am stat. Uh, da, în momentele alea când ești singur uh, și, și terorișt și străine și cu datorii. Exact. A, a durat vreo trei zile, presiunea maximă, până când am ajuns în punctul ăla în care am zis, am zis: Doamne, dacă numai pentru. Un semestru mai a adus aici, în, în state. Dacă numai pentru un semestru mai adus ca să prind astea, patru cursuri pe care introductive mm -hmm. pe care am putut să le prind, și tu crezi că e destul, uh, atunci treaba ta. Eu sunt dispus să mergem, să, să mergem, evident, cu el, mm -hmm. uh, să mergem acasă și asta e. Tu atâta ai vrut să faci, Atât mm -hmm. ai vrut să asimilezi eu și îți e suficient ca să mă folosești în modul în care nu mai fi folosit în România dacă nu aveam cursurile astea. Mm. Um, la cred că o zi sau două, după rugăciunea asta de oh, de indiferență și predare, cum mm înainte -hmm. uh, lui Dumnezeu, m-a um, sunat decanul de la housing, de la cazare, și a zis, băi, este o confuzie. Tu ești student la seminar, la master, dar tu dormi în dormitor de... Undergrad, de facultate. Uh -huh. Din cauza confuziei estea, noi nu putem să-ți luăm banii pe semestrul ăsta de cazare, care erau 2200 de dolari sau ceva pe acolo. Uh -huh. um, sau va, trebui să, va trebui să ajustăm și am vorbit cu cei de la trezorerie, nu putem să-ți încasăm decât 200 de dolari. E ok? <laughs> <laughs> nu vă rog, insist, 2.200 de toți uh, wow. Și a zis, da, dacă trebuie, e ok și așa m mm. a dus jos, am avut o întrevedere, mi-a explicat toate procedurile, mi-au dat factura, am plătit uh, cei 200 de dolari cu, cu câtă bucurie că ai plătit nu știu dacă nu în aceeași zi m-au sunat și cei de la food service unde eram angajat deja de o lună și ceva și au zis măi dacă ești angajat știți angajați nu, nu, oricum angajații aveam în care gratis deci era de fapt era cel mai bine plătit job în campus pentru că, că el era nu era văzut cel mai bine pentru că uh, suma pe oră plata pe oră era mai mică decât aproape toate joburile din campus dar mâncarea era gratis ah, okay. Și când adăugai costul mâncării Pe un semestru da, Planul da, da. de mâncare po, Era cea, cea mai bine plătită da, da, da. Um, să Mă sună uh, șeful meu uh, Directorul de la food service Și zice Sorin uite S-a creat o confuzie uh, Pentru că ești la master Dar ai, lo dar ai locuit în dormitor De uh, studenți de facultate Nici planul de mâncare Nu putem să ți-l uh, încasăm um, și eram pe un plan, adică eu mâncase în full. Trei mese pe zi, șapte zile pe săptămână, adică 21 de mese pe Și <laughs> el a zis, uite, dacă te uiți puțin în urmă și vezi cam câte, um, câte mese ai luat aici de când ești, înainte de momentul ăsta, înainte să te angajezi la food service, și uh -huh. um, pui câte un dolar pentru fiecare masă, eu zic oh. că e ok nici nu mai știu cum am făcut calculele sau la emoții sau ce am făcut, dar mi-au dat numai vreo 100 și un pic de dolari. <laughs> Acum că mă gândesc la rece, bă, cred că am mâncat mai mult de 100 și de mese. Dar uh, am făcut calcul, mi-a dat vreo 100 și ceva de dolari, 120, poate. Și m-am dus la ei și am zis, poftim. Și zis, foarte bine, mulțumim. De Și din punctul ăla, adică în momentul ăla, economia <laughs> era de vreo 3700 de dolari Mamă, În ce și... an? În 2005? 2005 Păi jumătate de plogan <laughs> Și uh, Ceea ce a fost extraordinar A fost că exact suma aia Aveam nevoie de exact suma Pentru a mi-acoperi Și uh, semestrul următor Pentru care deja trebuia Se făceau înscrieri, sign-ups și trebuia să te înscrii, trebuia să-ți alegi cursurile și trebuia să nu știu ce. Și eu asta, eu văzând că trebuie să dau câteva mii de dolari aici și uitându-mă că trebuie să plătesc deja semestrul următor, nu aveam nicio șansă. Dar exact suma aia mi-a acoperit semestrul următor de școlarizare și am putut să fac tot anul. După aceea au venit alte două joburi, trei joburi. Am lucrat la Food Service, am lucrat la depozitul de carte. Al Asta în, caz, în cadrul universității. Pentru că, ca student internațional în state, n-ai voie să lucrezi decât uh, în cadrul Acolo. universității. Uh -huh, uh -huh. Uh, deci, Food Service, depozit de carte, uh, nu, știu, nu știu dacă facem reclamă, dar la, la, <laughs> la Moody, Moody Bible Institute, Moody da, Theological e, Seminary uh -huh. și au și o, um, o editură, uh -huh. Moody Publishers, să so aici lucram. Uh -huh. um, am lucrat și, și în mediul, mediile astea, erau așa mai uh, îmbrăcat cu, cu shorts și cu bonetă și cu nu știu ce, sau la depozitul de carte îmbrăcat cu, cu brâu de la vestă, cu brâu ca Aha. să -ți țină spatele. De care. Era ai... white colors, nu erai white collar și asta. Nu, bună expresie. <laughs> nu, asta era mai blu, mai, mai blu așa. Înțeles. Dar am avut și uh, două alte joburi mai white collar mm -hmm. la recepția uh, școlii de master. Uh, unde le făceam, le planificam întâlnirile profesorilor cu studenți și alte cele, răspundeam la telefoane și făceam uh -huh. uh, troubleshooting cu studenții pe niște softuri pe care le foloseam și am fost uh, asistentul unui profesor, uh -huh. profesor de ebraică și corectam lucrări. Wow. So, toate trei joburile au venit uh, în, cam în primul al doilea semestru de școală, deja aveam patru joburi. Pe care nu le făceam toate simultan, simultan dar, -hmm. dar. Și cumva, astea împreună ți-au făcut resurse încât să-ți permiți anii următor să plătești. Da. Și, și așa, a trebuit să accesezi niște granturi, niște Aha. burse uh, alocate specific pentru studenți din Europa de Est. Sorin, ai o toată experiența asta, și acum uh, te-aș întreba dacă, în urma poveștii tale, ai avea un sfat pentru cineva care cumva în perioada asta termină liceul și își pune gânduri de facultate mm. uh, și poate e poate o facultate care nu pe care nu și-o permite mm. uh, așa, după matematică da. ce sfat iei da? da? tu ca unul care cumva a trecut printr-o poveste similară da. eu aș zice că depinde mult de unde e inima omului mm. pentru că în tot procesul ăsta uh, uh, central pentru mine nu erau nu erau finanțele Finanțele erau undeva aici. Mm -hmm. Eu știu ce am de făcut. Eu știu încotro vreau să merg. Știi, uh, sunt convins nu doar din... Uh, pentru că am avut eu așa un feeling mai mai aparte, ci și Dumnezeu a confirmat ceea ce se întâmpla în inima mea prin oameni care... Uh, unii nici măcar nu mă cunoșteau, dar îmi ziceau niște fraze sau niște lucruri care, care pe care n-aveau de unde să le știe sau să le zică mm -hmm. în felul ăla. So... Uh, poveste lungă-scurtă, uh, aș zice, dacă Dumnezeu are o chemare specială pentru viața cuiva și omul ăsta e, e super convins de asta, uh, eu cred că ar trebui să, urmăreze, să, să urmeze, să urmărească pasiunea aia, viziunea aia cu tot ce... Și nu trebuie să fie lucrare, poate să fie justiție. Poate să... Da, cineva poate să simte... Exact. Poate să simte, băi, Dumnezeu mă vrea în medicină. Mm -hmm. Și mie, mi-e clar că ăsta e locul în care aș putea sluji cel mai bine oamenii mm -hmm. și aș putea să, să comunic inima lui Dumnezeu pentru oameni în mediul ăsta. Um, mai ales că în România e un mediu corupt sau așa, sau, mm -hmm. sau în justiție. Bă, vreau să mă fac judecător sau avocat. Dacă Dumnezeu are o chemare în direcția asta și, și e confirmată cumva din multe direcții, go for it! Ai încredere în Dumnezeu. Mm -hmm. Cum vezi, cum vezi tu? Uh, tensiunea între a avea încredere în Dumnezeu că poartă de grijă cu a fi înțelept și a-ți lua decizii înțelepte. Că, te întreb asta pentru că pare un conflict. Uh -huh. Adică, pare că uh, da, credința cumva în faptul că Dumnezeu poartă de grijă ar trebui, teoretic, să aibă o doză de neacoperit de. Bă, nu știu exact, adică că ca, ca altfel nu-i credință. Dacă Ia. tu ai bani și te duci, da. nu e neapărat e credință, e așa. Uh, cum vezi tu sau cum vezi în viața ta, poți, poți vedea că asta, asta, faptul că tu te-ai dus la o facultate în care, bine, ai și aflat ulterior că n-ai toți banii, pare cumva o umblare prin credință. Mm -hmm. uh, ai povești în viața ta și care în care ți se pare, bă, nu, efectiv nu a fost înțelept. Cum, cum ai putea delimita între ce e credință și mm -hmm. ce e neînțelepciune. Așa. Mm -hmm. Gândul care îmi vine în minte ca, ca alegere neînțeleaptă, de exemplu, um, ar fi achiziția mașinii pe care o avem acum. Mm. Um, unde era o sumă semnificativă, evident. -o. Chit că era second pentru noi ca familie. A fost uh, o, o, o sumă semnificativă. Um, și Senza... adică dacă mă uit acum, aș zice bă, nu, n-a fost cea mai înțeleaptă decizie. A fost o mașină second care a, a avut o grămadă de probleme și care ne-a înghițit mult mai mulți bani decât mm. ne așteptam și la final dacă trag linie, mai bine luam o mașină mai scumpă din prima decât să o iau pe asta uh. mai coajă în care am ajuns să investim. Cum identifici? Sau cum, ok, acum identifici, uite în spate și văzând mm. ce s-a întâmplat. Da. Dar Înainte de a lua decizia asta, aveai semnale prin care puteai să te prinzi, și dacă da, care ar fi alea? Adică. Soția mea sigur ar zice că da. <laughs> <laughs> Au fost semnale. Uh, <laughs> um, măi, cred că în, în, în zona asta financiară și nu doar, uh, contează foarte mult nu doar feeling-ul și cumva. În, în relație cu Dumnezeu, în raport cu El uh, să aud să aud vocea Lui să, să, să percep în Duhul meu călăuzirea Lui uh, în, în acțiunile respective, în uh, deciziile respective contează și oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în, în jurul mm -hmm. nostru contează mm -hmm. niște sfetnici înțelepți um, și uneori i am avut și i-am accesat uh, de fapt cred că totdeauna îi avem dar nu totdeauna alegem să i-i accesăm mm -hmm. Uh, so, și uneori nu i-am accesat. Uh -huh. uh, și am fost mai încăpățânat pe ce am știut eu că vreau sau uh, am decis eu că voi face. Uh, și cred că alea au fost momentele când a dat cu virgula. Uh -huh. uh, dar uh, mă, mă gândeam la. Cred că schimb un pic aici. Uh -huh. Direcția da. Mă gândeam la un sentiment pregnant pe care l-am avut când m-am angajat la, la food service Că l-a fost primul job uh -huh. Și pentru că toată viața până atunci a fost voluntar în tot ce am făcut N-a fost plătit nici cu ora, nici pe lună nici Adică nu era venit pe care să-l fi perceput ca și cum îl merit Eu am muncit pentru asta momentul în care am început la, la Food Service, eram încântat de relațiile cu niște bucătărie de astea bătrânele, gen uh, bunicuțe pe acolo, uh -huh. încântat de echipa în care uh, lucram și mă gândeam, bă, ce tare, că chiar îmi place la bucătărie uh, și mă și, -am -am și gratis și mă mai și plătesc. E <laughs> <laughs> extraordinar. <laughs> uh, și și m-a surprins pe mine postura inimii mele Poate păi, eu fac asta de drag oricum. E ca și mm -hmm. cum aș fi făcut în tabără sau oriunde altundeva ce am făcut toată tinerețea mea, dar ăștia mă o plătesc. Ah, păi, dacă ăsta e job, e, e de bine, e fain așa. <laughs> și a fost. Adică niciunul din joburi n a fost. Ah, ținta în viața mea era să lucrez la bucătărie sau la să ridic o tonă jumate de uh, cutii pe zi, mm -hmm. uh, încărcând paleți cu cărți sau mm -hmm. oricare din joburile astea, n-aș fi zis că a fost pasiunea mea. Dar am. Am găsit în mine postura de voluntariat, chiar și la joburile pe care le-am avut. Și ca voluntar nu prea îți alegi. Uh, uneori speli, speli haznale, alteori uh, uh -huh. stai pe scenă și traduci uh, predica cuiva. Deci faci lucruri din tot spectrul ca și voluntar și le faci cu drag. Uh -huh. Uh -huh. Și atunci, pentru mine, nici joburile, ori în, în orice domeniu au fost, în tot spectrul ăsta, mai white color, mai blue color, au fost joburi. Și-au și -au slujit scopul, au plătit facturi. Hmm. Fine. Hai hmm. să dăm un puțin fast-forward. Ai terminat, uh, ai terminat uh, Moody, Aha. ai revenit în țară. M-am mm -hmm. um, căsătorit. Te-ai căsătorit M-am căsătorit timp. după șase luni după ce am venit în țară. După o relație de un an la distanță. La el podcast. Exact. <laughs> Alt episod. <laughs> da. Am înțeles. Uh, fine. Cum ce s-a întâmplat din perspectiva venitului, ai cumva, mm -hmm. sau părinții tăi au continuat, tatăl tău a continuat să-ți dea bani? Nu, no, complicat. Uh, tatăl meu s-a întors în țară, uh, okay. un fel de pensionare, so uh, nu, nu mai aveam genul ăla de susținere. Acum, Acum erai și căsătorit. Și după șase luni eram vei... și căsătorit. Apucase no. să-ți iei vreun job în astea șase luni? Nu, nu. Ah, ok. Uite, o altă decizie care ar putea fi neînțeleaptă. Da, sau prin credință. Sau prin credință. Eu, au fost niște... Deci eu întorcându-mă în țară, căutam um, cel puțin până la nuntă, am zis, băi, îmi las timpul mai liber ca să caut o biserică eventual unde aș putea să... Care... Să caut o biserică ce ar căuta pastor, <laughs> Să văd dacă... <laughs> există e-job sub bisericile? Nu există. Uh, Ar fi o bună sau... afacere, de, uh, o bună idee de afacere. Nu? Okay, nu, că fiecare cult uh, uh, creștin românesc uh, are, are un fel de e-jobs al lor. Ah, okay. Se știe ce biserici caută, și este un matching acolo. Există ah, okay. un fel de e-jobs. Dar e. -jobs. Okay, okay. Arie... Bun. Uh, so, N-am găsit în alea șase luni, uh, iar după ce uh, ne-am căsătorit, după ce m-am căsătorit cu Naomi, uh, ea era bugetară. Profesor de pian. Um, și, deși au fost niște oportunități uh, interesante în imobiliare, cu companii de prin state, vezi cunoștințele de engleză și nu știu ce, ar fi fost uh, wow, ai fi zis wow, sigur te bagi. Dar că tu erai pregătit să fii ori profesor, ori pastor până acum. Cel puțin ca pregătire. Da, da, da. Dar gura îmi mergea, ha, relațional era ok, adică uh -huh. pe imobiliare aș fi, probabil că m-aș fi descurcat bine. Uh -huh, uh -huh. Um, am am chiar, am aplicat la o companie uh, pentru asta și e super. So, cum facem? Câte vrem? Se lucra pe fusor al Statelor Unite, ceea ce uh. era uh, um, și ar fi însemnat fi o naveta uh, considerabilă. Fie o mutare din din orașul din Alba Iulia, unde locuia. Uh -huh. Și el a fost momentul, unul din primele momente, când împreună cu Naomi am decis, ca familie, cu inima, nu cu buzunarul. Uh -huh. Și a zis, băi, te-ai echipat patru ani și ceva. Uh, nu, nu e ok să începi acum un job într-o carieră care. Odată început, nu te poți opri când vrei tu. unul la mână. Doi s-ar putea să te s-ar prea putea să te deraieze de la ceea ce și tu și eu și alții credem că Dumnezeu te cheamă să faci cu timpul și cu viața ta. Mamă, I know. Da. Strong woman. Că ele da. de obicei își doresc securitate, siguranță financiară Evident. și. așa. Dar de unde? Adică, totuși, cumva era. Adică aveți voi backup-urile voastre sau niște place de siguranță, dar nu le menționezi, nu. Sau cum de asta? Nu, asta a fost decizia. Eu la momentul ăla predam engleză la câțiva copii în oraș. Meditații, gen? Me Meditații de engleză. Dacă ne uităm la Iohani, se câștigă bine. Da, nu, nu pe engleză, poate pe fizică. Da, nu, și pe engleză. Da. Predam engleză acasă și o, o dau pe numere. Okay. Faceam în jur de între 400 și 600 de lei pe lună. Wow. Și soția mea, dintr-un full-time bugetar, avea undeva la 700 plus pe lună. Deci bugetul nostru lunar era undeva la 1300 de lei pe lună și încercam să economisim una. 100. Se în ce an se întâmplă asta? Ha? În ce an se întâmplă asta? 2010. Wow, ok. Uh, moment în care jobul. Se cu chirie? Nu. Of. Ah, of. Nu, dacă aveam <laughs> chirie, nu, nu, am și stat cu părinții. Dacă am era, înțeasă, să să... Uh, tot, Super. Da, tot din generozitatea părinților aveam aveam locul în care stăteam, era, era asigurat. Mm. Uh, so, pe fondul ăsta, uh, oferta de, de muncă în imobiliare uh, era de trei ori salarul soției sau nu știu, cât, nu știu cât era euro atunci, dar era către o mie de euro. Și ne-am rugat, am povestit și am zis nu. Vom continua să găsim un context de ministry, de lucrare în care să... Mă, dar pare că atât de încăpățânat ai fost pe chestia asta sau acum deja ați fost pe Aha. chestia asta. M-am și găsit cu Naomi. Da, da, da. <laughs> da? Um, ok. Ja. Ce, ja? ce a urmat? Sau cât Au a durat câteva perioada vizite prin, prin țară, la câteva biserici. Nu s-a materializat nimica. Un fel de interviuri. Da. da. Uh -huh. Pentru că știam e jobs ăla de care ți-am zis. Uh, știam de biserici care uh, erau în căutare de, de pastor și nu s-a legat nimic. Moment în care o biserică din, uh, din București a zis bă, veniți aici și ajutați-ne. Uh -huh. uh, și am ales cumva, dacă nu s-a legat nimic în ăștia doi ani, haideți încoace. Deci voi în doi ani ați trăit așa, mai la limită. a? totuși încercând și vrând și fiind implicați în zona asta de lucrare. De lucrare, da, 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 da. Wow! Da. 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 da, cum? Adică, nu știu, nu să și vă zicem, bă, să plecăm într-o ieșire, să facem, să duci. Au început să apară și copii în intervalul uh, ăsta, nu mai uh, de fapt, da, 2012, a, ah, decizia de a avea copii a fost una foarte grea, pentru că eu încă nu aveam job full-time, uh, da, da, da. nu eram angajat nicăieri, da, da, da. uh, propriu-zis, uh, doar soția era angajată și mie mi se părea foarte iresponsabil să ne apucăm să avem copii. Acum, eu aveam 29 de ani, ea 26 de ani și cumva, băi, nici nu putem aștepta foarte mult până începem să avem copii, că mă trezesc că eu sunt bătrânel cu, mm -hmm. mm -hmm. mi-ar putea fi nepoți, mm -hmm. nu mai da, pot da, să urc și eu pe un munte cu ei, pe o... să mă dau cu bicicleta, deci trebuie să ne mișcăm. <laughs> um, da. Și a fost, a fost o decizie foarte grea Uite, o decizie în care am apelat la cuplu care au făcut consilierea premaritală cu noi să ne auzim unul pe celălalt. Pentru că eu ziceam, băi, până nu am un job ca tată, ca soț, ca viitor tată, ca soț, nu mi se pare responsabil să încercăm să avem copii. Și aici, da, cred că Naomi a avut o credință mult mai mare decât mine, a zis, Dumnezeu va purta de grijă. Ăsta e momentul. Nu putem să mai așteptăm. Să o sunăm pe nou? Cred că ar să faceți un episod <laughs> cu ea adică... <laughs> nu, serios, de unde? Adică, și mai ales, e, apropo de ce ai zis tu Știi că da, ca femeie ai nevoie de Securitate și siguranță mai multă Decât un bărbat, sau? Da, well, ea, ea, a crescut ca și copil de pastor ah ok, și avea cumva... Într-o familie de patru. Era rodată. Eu, chiar cred că ar trebui să faceți un episod <laughs> cu ea. <laughs> <Okay. Mulțumim. laughs> Pentru că nu <laughs> okay. de puține ori, familie de patru cu un salariu de 1500 de lei, patru copii plus de adulți. Nu, dar parcă vorbești din... Exact. Um, au ajuns la fundul sacului și au zis, doamne, nu știm ce mâncăm mâine. Și la ușa a bătut uh, un cuplu de bătrânei din biserică și au adus plasa cu cartofi, cu ceapă, cu pui, cu nu știu ce și au avut încă câteva zile de, de mâncare. Că altfel nu știau încă So Pentru ea care a crescut în felul ăsta ca ritm, aproape, mm -hmm. aproape lunar, Uh, era, păi, stai mă, că Dumnezeu e mai mare decât uh, mm. calculele noastre și pătrățica noastră și așa mai departe. Deci so, ea, da, ea a fost un, un motor al credinței în căsnicia noastră. Și până la urmă te-a convins și pe tine cumva să luați decizia de a face da. copil, în ciuda faptului că tu nu aveai un job da. cu Așa, mai Așa, maica măgară dus în laț. <laughs> 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 Pare un refred ăsta. <laughs> <laughs> um, da. Și spre surprinderea mea, după ce la trei luni după ce am aflat că e însărcinată, niște, niște conversații pe care le avusem eu în câteva direcții uh, s-au legat în niște joburi de astea mai freelance, mai part-time, uh, uh, mai, part mai or fi fost, care mi-au generat un venit uh, dublu decât al ei într-o perioadă. Și eram. Mm. Ce s-a întâmplat? După ce am decis, ca prin credință, să, facem, uh, să avem bebele, um, am, am găsit că Dumnezeu aș și purtat de grijă. În încheiere, în um, primul vreau să zic: mi se pare, mi se pare foarte tare și foarte atipic pentru lumea în care trăim să-ți orientezi deciziile, nu în funcție de bani, mm -hmm. ci în funcție de pasiune, de mm -hmm. chemare, de uh, lucruri care contează pentru tine, slash voi, uh, cel mai mult, asumându-ți niște costuri materiale. Mm. și cumva în încheierea asta te-aș întreba, ți se pare că în prezent cumva Dumnezeu a răscumpărat perioada aia sau în continuare sunteți în situații din astea mai la limită, să zic? Uh, Dumnezeu a răscumpărat perioada aia învățându-ne să trăim prin credință. <laughs> dacă, okay. dacă vrei uh, să o pui așa. În sensul că am, am învățat unele lecții, unele încă le învățăm. Uh, nu nu e flat line și, și relația cu Dumnezeu nu e o linie plată, e cu foarte multe. Mhm. Mm uh, so nu asta înseamnă că nu avem perioade tensionate uh, la interior sau uh, ca relație uh, povestind și frământându ne și bă, dar cum, cum facem capătul ăsta să se ajungă cu capătul ăsta, că mm -hmm. nu vedem mm -hmm. cum. Uh, So, aș zice că Dumnezeu a răscumpărat-o mai ales învățându-ne mai multă dependență de El. Mm -hmm. În perioada asta, față de medie, adică, da, sunt momente când ne uităm în jur și ne dăm seama că față de medie suntem sub. Mm -hmm. Dacă vorbim de uh, sfera financiară. Asta cumva produce ceva în inima ta? Da ca soț sau e un fel de, pa, ah, doamne, da, mi am dat acum, e ok, n-am nicio problemă. Cred că lecțiile continuă. Mm. <laughs> și cred că asta e, apropo de sinusoidă, uh, și mai inevitabilă și scoate capul din când în când. Când, când te uiți la ne-am făcut o casă și de patru ani n-am avut concediu și cât pe ce, nici anul ăsta să nu avem, din cauza unor uh, solicitări financiare și așa, Poți, să Poate, te Poate intrepe, -un episod viitor. Te întreb pentru că știu povestea. Da, detaliile sunt uh, prea așa, dar okay. um, o situație uh, la noi pe stradă în care era mai mulți oameni s-au aliniat într-o decizie de a de investi ca vecini în ceva. Mm -hmm. uh, investiția pe familie... Mult prea mare pentru, pentru noi, uh, la modul că ar, ar presupune ani buni de zile de economii de ale mm -hmm. noastre pentru investiția respectivă, și nu cu pixul și cu hârtia mână nu vedeam de unde îi scoatem mm -hmm. decât dacă ne schimbăm și mai mult stilul de viață <laughs> ca, ca familie. Și atunci am zis, bă. Da, am ridicat din mâini, am zis Doamne, ce ne facem? Um, a fost tare că în, în ultima instanță uh, punând problema franc cu ceilalți oameni, cu vecinii mm -hmm. au înțeles și a zis ok, hai că punem noi adică punem noi plătim noi investiția și tu ne dai banii când vrei să să de. te înțepi mm -hmm. să, să fii parte, la, să da, beneficiezi da, da. de lucrarea mm -hmm. pe care o vom face și am fost liniștiți am fost împăcați cu asta Uh, știu că lor în, în ultima întâlnire le-am zis, bă, pe venituri nu ne iese și dacă e să mă bag, mă bag doar uh, și vă zic că aici să știți și oamenii nu au așa. Ce, ce le zici? Să -i? Eu vă zic că doar dacă mă rog și, okay. și Dumnezeu face cumva să pice suma asta, atunci ne băgăm. Altfel nu, realmente, imposibil. <laughs> So, a, așa am lăsat conversația cu ei și um, da, după o săptămână jumate am avut o conversație cu cineva care mi-a zis că altcineva uh, e dispus să acopere suma respectivă. Story of my life Story of my life. <laughs> wow. Dar l-am văzut de multe ori uh, și astea ce am povestit de Moody și așa au fost unele din situațiile mm. în care Dumnezeu a ales să intervină la momentul potrivit. Și Dumnezeu folosește oameni. Foarte tare. Sări, mulțumesc foarte mult pentru Cu conversație drag. și uh, vulnerabilitatea pe care ai, uh, ai avut-o aici. Cu drag. Sper să fie de folos. Doamne Mulțumesc că ai ascultat podcastul până la final. Dacă îl consider util, te încurajez să-l dai mai departe pe paginile de Facebook sau Instagram. De asemenea, te încurajez să ne lași un comentariu în care să ne spui ce am putea face mai bine sau ce am făcut deja bine. Dacă ai o propunere de un invitat uh, care crezi că ar fi potrivit pentru emisiunea pe care noi o facem, de asemenea, te rog să ne lași în comentarii.